DNA cere încuvințarea urmăririi penale pentru Sebastian Vlădescu, fost ministru al finanțelor. Acesta este acuzat de două infracțiuni de luare de mită într-un dosar în care a fost începută urmărirea penală împotriva fostului parlamentar Cristian Băureanu, al lui Ionuț Costea, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor și președinte al Exim Bank, și al lui Constantin Dascălu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Infracțiunile de corupție au fost comise în legătură cu încheierea și derularea unor contracte de reabilitare a liniei ferate București-Constanța, precum și recuperarea taxei pe valoare adăugată restante pentru lucrări de reabilitare la o altă linie de cale ferată. Astfel, potrivit DNA, în perioada 2005-2014, oficialii români sau persoane cu influență asupra acestora ar fi primit de la o companie străină aproximativ 20 de milioane de euro pentru a asigura încheierea contractelor. Banii încasați ilegal reprezentau procente din valoarea fiecărei plăți făcute de statul român.